Lansarea volumului de poezii Noapte cu aripi de lumină al autoarei mușcelene Miruna Avram a avut mai multe dimensiuni cu semnificații aparte. În primul rând, Colegiul Național Pedagogic Carol I din Câmpul Lung reprezintă un spațiu cu valoare deosebită pentru ea, fiind sanctuarul educației în care a studiat la specializarea învățător-educatoare și s-a pregătit pentru cariera didactică și studiile universitare pe care le derulează acum. Miruna a avut o invitație la bucurie, dar și un gest de respect încărcat de emoție foarte puternică, deoarece lansarea a fost și un omagiu pentru bunica ei, care o veghează acum în mod cert printre îngeri. Cu o carismă bine definită, Miruna și-a manifestat recunoștința prin evenimentul de prezentare a cărții pentru părinții, familia, profesorii și toți cei apropiați care au fost împreună cu ea în procesul de creație a cărții, dar și în cadrul lansării din Amfiteatrul Colegiului Național Pedagogic Carol I. Evenimentul a fost gândit ca o călătorie liberă și o meditație lirică printre stări multiple, o poveste începută și continuată cu referințe către poezia lui Marin Sorescu, intitulată Dacă nu cer prea mult, cu Popas spre lumea iubirii, conturată de Nichita Stănescu, un reper esențial din literatură în debutul autoarei, și cu referințe spre universul filmului și al muzicii pentru ghidarea publicului spre Noapte cu aripi de lumină. Tocmai povestea este destul de alambicată și destul de amuzantă în același timp. Cartea, deși la multe dintre întâlnirile pe care le-am avut cu tine, am dezbătut și am spus că iubirea este elementul definitoriu și cel care ne ajută să ne raportăm atunci când o avem în față, aș putea acusa și spune că este de fapt iubirea pentru tot și toate. Este dragostea părinților, este acasă, este amintirea, este tristețea, supărarea, este pierderea, regăsirea. Această carte are multiple elemente pe care eu l-am scris de-a lungul timpului. Este o carte scrisă cu și prin timp, după cum am menționat anterior. Este o carte care s-a desăvârșit în numele iubirii și pentru iubire, dar acest termen implică mult mai multe direcții și nu pot să pun degetul pe una dintre ele. De fapt, un amalgam este o surprindere, este o sinteză a tot ceea ce simte inima unui om pe parcursul mai multor ani. Da, Andrei este aici, n-aș vrea să extrapolăm și să facem din subiectul acestei discuții ceva extrem de emoționant, pentru că este destul de copleșitor, mai ales acum. Doresc să-i mulțumesc Mirunei, am fost onorat să scriu pe fața acestei lucrări. Consider că tot ce am avut de spus despre ea am notat acolo. Prezentarea cărții a fost realizată inclusiv sub forma unui interviu, dar și prin recitări, prin puncte de vedere oferite de unul dintre invitați, Sorin Durdun, jurnalist și poet mușcelen, membru al Uniunii Scriitorilor din România. Dacă ți-a spune că infinitul se-i cuibărește între două minți care își cântă unea alteia, ai rupe din tine tăcerea? Miruna, rupe tăcerea, o felicit și urez la cât mai multe cărți. Și o poezie care nu este a Mirunei, este a unui mare poet care se cheamă Virgil Mazilescu și care sună așa. Spectacol pentru zidirea obrazului. Martorii înghit promisiuni dulci și poetul, un stâlp de sare, după un an, cine va mai recunoaște? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Dar și printr-un spectacol discursiv și cultural în care poezia a dansat printre notele de pe portativ cu muzica live. Doi dintre caroliștii foarte talentați din promoțiile actuale, Felicia Gănescu și Răzvan Manole, au avut interpretări remarcabile și pregătite special pentru lansarea cărții. Your will be my man, 'cause in my future, in my life.
Dacă Miruna Avram a ales să ofere bucurie chiar de ziua sa de naștere, în data de 8 aprilie, o surpriză realizată de Felicia și Răzvan, împreună cu publicul din sală, a fost urarea cântată din suflet. Tot o surpriză a fost faptul că, prin amabilitate, directorul Colegiului Național Pedagogic Carol I, profesor George Radu, a avut o alocuțiune. Felicitări încă o dată! Felicitări încă o dată! Felicitări încă o dată! Aici avem 5 generații de caroliști. Începând cu mine și cea mai mică, ea. Evenimentul s-a încheiat printr-o sesiune de autografe. Îi transmitem și noi felicitări Mirunei, inspirație pentru viitoarele proiecte literare, iar la o dată pe care o vom anunța din timp, vă invităm să urmăriți într-o ediție specială a emisiunii Talk Show de Școală Veche, în format câștigător Avangarda Performanței la Mușcel TV, episodul în care va fi difuzată integral lansarea cărții Noapte cu aripi de lumină.